Am ales să mă înscriu în acceleratorul Predau Viitor pentru că mi s-a părut pentru mine un restart, un refresh asupra activității didactice pe care o efectuez acum la clasă și pentru a-mi îmbunătăți mie anumite elemente, lipsă din cariera mea didactică. Un moment deosebit pentru mine în cadrul acceleratorului a fost faptul că am întâlnit foarte mulți oameni cu un parcurs profesional diferit, care au ajuns să conștientizeze impactul utilizării tehnologiei, a informaticii și a limbajului de programare, fapt care i-a lansat așa într-un fel, au devenit persoane importante, sunt foarte mândri de ce au realizat, am rămas profund impresionată de ceea ce am văzut. V-am zis, oameni foarte diferiți, din medii diferite, care lucrează pentru conceptul ăsta de informatică. Din experiența acceleratorului, voi duce elevilor mei din informațiile pe care le-am asimilat aici, le-am observat și le voi aplica cu ei, le voi transmite mai departe. Faptul că totul poate porni de la o joacă, de exemplu, că oamenii care se joacă pot fi la fel de buni ca cei elevii olimpici, elevii care se joacă pot fi la fel de buni precum elevii olimpici. Am să le spun să asimileze cât mai multe informații din toate domeniile, pentru că la un moment dat în viață toate se leagă. Toate lucrează împreună. În spatele unei interfețe, de exemplu, sunt foarte multe echipe de lucru din multe domenii, cum ar fi arta, designul, proiectarea, limbajele de programare utilizate, softurile, foarte multe lucruri în spatele unui singur ecran. Și în viitor o să-i ajute. Poate că ei acum nu conștientizează, dar exemplificându-le ce am văzut, povestindu-le ce am văzut, poate o să le deschid atracția asta mai mult spre a aplica, a face, a descoperi. Competențele de care elevii mei au nevoie în viitor sunt ample, zic eu. Predau de multe ori interdisciplinar, adică nu mă limitez la materie. Încerc să le structurez munca pe proiecte. Pot să vă dau și exemple de la clasă, care sunt diverse, la profilul științe sociale, de exemplu. Le dau să facă despre Uniunea Europeană. Ei descoperă acolo și informații, cu toate că cerințele mele sunt strict legate de formatare sau în Word. Ei descoperă și alte elemente și asta îi atrage foarte mult. Sau le dau să facă o revistă, să vedem cum o structurăm pe coloane, pe adăugăm tabele, imagini, numărul paginii, descoperă singuri. Prin descoperire ei învață mult mai bine. Rolul profesorului de informatică consider și încă nu mi l-am schimbat, e ca un Beck, așa, ca un Einstein. Tot timpul să le dea, să le provoace imaginația,
să le dea încredere că ceea ce fac este bine, să le structureze ideile, să nu le limiteze, să le structureze în astfel încât să-și dea seama că se poate mai mult, se poate mai bine, tot timpul este loc de mai mult, tot timpul este loc de mai bine. Și v-am zis, consider că noi, profesorii de informatică, avem foarte mult de lucrat cu ei. În primul rând, să le atingem punctul ăla în care să iubească disciplina informatică. Eu predau la liceu și sunt elevi în clasa noua care vin și spun ori nu au lucrat, ori sunt un pic speriați de disciplină, dar pe parcurs își dau seama că prin joacă învață multe, descoperă multe și, v-am zis, îi fac să descopere ei singuri lumea informaticii și își dau seama că, de fapt, informatica nu e chiar bau-bau sau... O idee de proiect pe care îmi doresc să o implementez la clasă, în viitorul apropiat, vreau să ajung la ei, să le arăt, de exemplu, un site, să zicem, să proiecteze tabelul periodic al elementelor într-un site web. Acolo este o combinație foarte mare de elemente, pe care o vor descoperi în timp ce lucrează tabelul periodic. V-am zis că nu i-am limitat efectiv la disciplina în sine. Faci așa, faci atât, asta este porțiunea de materie. Ei descoperă foarte multe și sunt încântați. De ce aș recomanda programul Predau Viitor unui altui coleg, profesor? Pentru că aici îți dai seama că lucrurile pot decurge altfel la clasă. Poate pleca de la ideea de a lansa un concept, de a-i provoca pe elevi și de a-i descoperi noi după ce aplică ei personal. Am învățat foarte multe lucruri aici legate de emoții, trăiri, stări. Poate la momentul în care am venit în accelerator le ignoram oarecum, dar de acum înainte nu o să o mai fac. Adică să privesc elevul dincolo de a fi un mic nu mai vreau să privesc elevul standard. Vreau să-l privesc ca o persoană, un om care vine și este în fața mea ca să-l ajut să descopere lumea din afară. Acceleratorul Predau Viitor pentru mine, într-o frază, a fost ca o explozie așa de stări, sentimente, trăiri, experiențe care au prins formă și sper să o transmit elevilor mei în același mod cum l-am primit eu aici. Am să-i încurajez mai mult. Evaluarea nu o să mai fac doar pe baza ceea ce văd, cu toate că nici evaluarea nu o fac doar strict pe ceea ce văd, îi pun să explice, îi pun să explice ceea ce au lucrat, îi fac să înțeleagă unde mai au de lucrat, unde ar mai trebui completat. Vreau să pun accent pe structura asta de evaluare și să nu o fac
strict doar ceea ce văd la produsul final, ce ar putea ei îmbunătăți, să le mai dau încă un timp să refacă, să le mai dau o șansă în a putea să-i evaluez la capacitatea lor maximă. La asta mă gândesc când o să ajung la catedră din nou.